În primul rând, vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Este un efort pe care îl faceți, pe care îl apreciez și sper să fie apreciat de întreaga industrie. Avem această premieră, dar mai important este că am reușit să ținem singurul concurs la data programată. Suntem partea unui eveniment de importanță maximă pentru lumea vinului. În condiții dificile de distanțare și măsuri de prevenție medicală, am aplicat toate măsurile de igienă și protecție la rembuteliere, punând în practică tot ceea ce se cunoaște în domeniu, teorie și practică. Am demarat cercetări cu Centrul Național de Studii pentru Siguranță Alimentară pentru a testa limitele acestui proces. Testăm timpul în care recipientul ar putea avea o degajare în lichid. Testăm temperaturile la care am putea avea procese nocive. Testăm diferențele organoleptice prin analiza senzorială între aceleași vinuri ținute în aceste recipiente enologice și sticla originală. Vom comunica toate aceste lucruri pentru o bună practică a tuturor celor interesați. Organizațiile internaționale, cele naționale și chiar cele regionale vor trebui să se raporteze corect la această nouă realitate și la soluția propusă de Vinarium, singura din acest moment care răspunde acestei noi situații. Valul seismic, în plan economic cel puțin, nu a venit încă. Aparent, cei care nu exportă pot crede că piața lor a rămas intactă. Vă spun cât se poate de clar că piețele vor fi inundate de cei care nu mai exportă. Cei care își gestionează satisfăcător piețele vor fi agresați de acest surplus și de diminuarea absorpției pieței locale. Să nu uităm că mari țări producătoare de vin ar putea fi lipsite și de zecile de milioane de turiști. Din acest motiv, lansez un apel pentru încurajarea acțiunilor de popularizare și ierarhizare, așa cum sunt concursurile serioase, chiar și în această variantă online, în care s-ar putea să ne mai întâlnim. Împreună facem dovada că se poate. Vom fi atenți la orice sugestie, orice idee. Dar înainte de toate, să pornim motoarele. We want to thank you all and every one of you. This is an effort you are making and which I truly appreciate. We hope everybody involved in the world of wine will do so. We have this premiere, but what is even more important is that we have managed to be the only contest to be held at the planned date following the outbreak of the pandemic. We are all part of an event of maximum importance for the world of wine. We are the ones to restart the engines. Through difficult conditions of distancing and prevention medical measures, we have applied all hygiene and protective measures for the bottling, putting in practice everything that is known in the industry, theory and practice. We have initiated research together with the National Research Center for Food Safety in order to test the limits of this process. We are testing the time frame in which the recipient might degrade into the liquid. We are testing the temperatures for which we might have harmful effects. We are testing the organoleptic differences through sensorial analysis between the wines held in oenological flasks and the ones in original bottles. We will communicate all of these things for a good conduct of everyone interested. International organizations, the national ones and even regional ones, will have to align correctly to this new reality and to the solution adopted by Vinarium, the only one in this moment responding to this new situation. The seismic wave, in economic terms, has not come yet. Apparently, those who do not export might believe that their market has remained intact. I cannot make it clearer that the market will be flooded by those who no longer export. Those who satisfactorily manage their market will be bothered by the surplus and by the reducing rate of absorption of the local markets. Let's not forget that important producer countries might be missing millions of tourists. For this reason, I am launching a call to encouraging activities for popularizing and hierarchization, just as serious contests are, even under this online version, a version we might meet in the future. Together we are to prove that it can be done. We will pay attention to every suggestion, every idea. But before any of this, let's reignite the engines.